Ok, deci am avut ideea asta fix acum ca să mă joc ca Anglia. Da, Anglia, wow. Te întreb, Sherwan, de ce? Păi, pentru că acum este încoronarea lui regele Charles. Ies când filmez videoclipul acesta. Și planurile mele este foarte rapid, franco-british, nu? Oh, da, bun, am gătat cu Franța. Oh, nu, am oil deficit, poc. Păi aia nu repara nimica. Ok, bun, următoarea mea țintă este Irlanda, ca de obicei. Lăsa să văd eu aici ceva. Oh, da, am uitat de tine. Poc. Yay. Pot să mă uit la tine? Ok. Bun, voi, toată lumea. Atunci te fac pe tine, că pe tine nu te... Adică, bă, la urmă, după ce fac acesta. Ok, bun, hai să-mi duc toată armata. Hello. Bun, tu te duci prin printre. Și tu, și tu. Oh, oh, nu. Sau. Se rotește? Nu. Oh, oh, bada, bada, ok, bine. Trebuie să așteptăm acum. La mine va fi mai greu pentru că n-am de unde să vină mie manpower, deci dacă vreau aici să fac, trebuie să aștept ca ăsta, un restul să scadă, deși dacă nu scade, da, oricum vreau să iau și Irlanda și astea, deci mă voi baza și pe aceste două locuri. Nu mă realizez că eu trebuie să mă lupt în două părți, în sud și în est. Și poate voi coloniza și eu ceva pe aici, prin Dan, pentru că nu, de ce nu? Bun. Irlanda, hai să-ți spun eu ție ceva. Oh, bun, e gata? Ați ajuns? Într-un fel. A, lasă. Deci ne vom duce fix pe capitală să le distrugem stabilitatea. Și acum, hai, întoarce-te. Deci avem... Oh, da, stai că mai vin și ăștia, ok. Oh, și pe voi v-am uitat. Ok, hai, fain. Poc. Yes. Bun, și acum îți voi dau split in half și split in half. Așa, bun. Ați ajuns? O distrus ceva. Bine că stabilitatea mea cumva nu este distrusă. Eram deficit acum câteva secunde. Bun, și voi vă voi da un auto-capture la Senegal și voi la fel. Așa, hai să vedem în Irlanda. O capitulat. Omne, o capitulat. O, bă, da, bă, da. Foarte bine. Acum văd că am 1400 de tancuri acasă. Ok, atunci pe voi, cu voi mă voi lupta în Europa, mai ales în... Cred că am destui bani, hai să fac o magie ca să-mi vină și mai mulți bani. Buildings, develop city. Nu pasă dacă n-am bani, închează că voi primi mai multe taxe. Uite, suntem ranking 6 și vreau să fiu aici. Cum facem aia? Mai întâi trebuie cu 1000 manpower și mult teritoriu. Și cum fac asta? Hai să văd cine în fața mea, să văd cu cât. Ui, în fața mea. Country... Ba, nu, ai așa. Japonia! Aoleu, semna că eu trebuie să mă duc cu germani la război. Gambia va crea rapid. Mamă, câți bani fac. Bun, așa. Ok, bun, hai să mă duc pe Benelux. Aoleu, eram aproape să gat războiul. Rămânea un oraș în mic. Ok, bun, eram aproape. Da, nu sunt dublat. Așa, bun, am gătat. Uite ce am zis eu de bani. Vezi, uite, 5.000 la pardon. Deci 6, fain. Și am și un mare avantaj dacă mă duc pe Benelux, deoarece bani. Ei sunt foarte bogați. Știi, și voi primi atâți bani aici. Ce e asta? Dați-mi banii. Damn, what is that, bro? N-am nevoie de political power. Populația crește, totul bine. Ok, acum să mă duc pe Guinea și pe aceea. Zici că arăt ca Franța din Napoleon, știi? Numai fără această colonie. Am lăsat voi, adică știi ce poate să lase că ușorul. Ok, bine, vă voi da acum un timelapse foarte scurt. Adică eu mă duc pe Germania, ei. Dar înainte vreau să iau aici câteva orașe ca să trag armata din Berlin și din Frankfurt, pentru că în Frankfurt nu este... Stuttgart. Stuttgart, adică, no? Și ca să fie mai ușor și să vă dau eu timelapse bun, să... Acest inventariu îl las în Paris, că nu, n-am nevoie de el. Și haideți să vedem cum va ieși acest timelapse. Wow, câte s-a întâmplat. Păi, cam așa am făcut un nou Marea Britanie, cum să spun, un Imperiu Britanic. Ei, cum e? Să vă dau aici un screenshot. Și da, cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, te rog frumos să te abonezi și să-mi dai un like. Aș aprecia chestia atât de mult. Și da, ne vedem data viitoare. Pa, pa!